Cei mai buni copii sunt copiii mei, mi-au adus noroc că s-au născut ei. Cea mai bună ființă e nevasta mea și nu mi-a dat motiv vreodată să mă cer cu ea. Cei mai buni copii sunt copiii mei, mi-au adus noroc că s-au născut ei. Cea mai bună ființă e nevasta mea și nu mi-a dat motiv vreodată să mă cer cu ea. De mult și o familie fericită cu copii fericiți. Auzi ce spune Piticu acum, cuvinte neauzite niciodată în România. Ușor, să audă cuvintele astea generică, să rămână în istorie de la Piticu și ce face Dan Bursuc. Ia uite ce spune. În orice ca să se întâmplă, să mai fie ceartă, numai la mine în casă n-a fost niciodată. Am știut cum să-mi fac datoria de tată. Fericirea la copii e singura răsplată. Cei mai buni copii sunt copiii mei, i-au adus noroc că s-au născut ei. Cea mai bună ființă e nevasta mea și nu mi-a dat motiv vreodată să mă cer cu ea. Cei mai buni copii sunt copiii mei, i-au adus noroc că s-au născut ei. Cea mai bună ființă e nevasta mea și nu mi-a dat motiv vreodată să mă cer cu ea.
Maria. Cea mai mare bogăție e familia. Și cu orice rău din lume mă lupt pentru ea. Vreau să le fac orice poftă la copiii mei. Și tot ce mi-a lipsit mie vreau să-l ai pe ei. Cei mai buni copii sunt copiii mei. I-au adus noroc că s-au născut ei. Cea mai bună ființă e nevasta mea. Și nu mi-a dat la 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 la